Tăiați copacul, a spus ferm stăpânul. De atâția ani nu l-a mai văzut rodind. Să fie arsă cu trestia și fânul, că nu mai am răbdare așteptând. Eu l-am sădit la mine în grădină, într-un pământ bun și l-am altoit. I-am dat căldură, apă și lumină. L-am binecuvântat, dar n-a rodit nimic. Ba, dimpotrivă, vechea rădăcină a zămislit rod acru și amar. Tăiați-l și să-l scoateți din grădină. L-am îngrijit cu drag, dar în zadar. Ce roade cresc în ramurile tale? O, frate drag, care ai fost mântuit, vrei să lărgești acruci îngustă cale ca să trăiești ca lumea fericit? Dai dragoste când alții îți dau ură? Ai pacea lui când ești de rău vorbit? Sau te răzbuni cu aceeași rea măsură, iar în blândețe n-ai, nici nu ai auzit? Ești bun cu cei ce nu te ascultă? Ești răbdător în vreme de nevoi? Faci bine celor care te insultă sau te înfurii gata de război? Verifică să vezi. Ai bucurie? Ai mâinile curate să slujești? Ești motivat de-a lui credincioșie ca neîncetat în dragoste să crești? Sunt întrebări la care vei răspunde și sus în cer, dar și aici, pe pământ. Că multă vreme nu le poți ascunde, vei fi chemat în fața celui sfânt. Rodește, dar, cum Duhul te îndeamnă, să nu auzi porunca grea, tăiați-l. Stăpânul sfânt să spună în timp la toamnă, rodul e bun, să nu-l tăiați, lăsați-l. Amin.